Dan Păsat va rămâne în libertate după ce deputații au respins cererea de arestare preventivă a democrat-liberalului. Un rezultat surprinzător, câtă vreme la vot au participat doar parlamentarii puterii. Andreea Dumitrache a asistat la ședința plenului de astăzi. Andreea, bună seara! Cum a fost posibilă respingerea solicitării de arestare? Corp la corp nu-și scoate ochii, acesta este principiul după care au votat astăzi parlamentarii puterii. Au fost 116 voturi pentru arestarea preventivă, 4 abțineri și 34 de voturi împotriva arestării preventive. Așadar, cum reprezentanții PSD și PNL nu au votat deloc, ci s-au abținut, este limpede că parlamentarii coaliției de guvernare au votat doar așa cum le-a dictat conștiința și nu partidul. Acum în PDL a început o anchetă internă care va trebui să-i descopere pe trădători și implicit cine l-a apărat pe Dan Păsat. Singur în bancă, butonând din când în când telefonul, așa și-a petrecut Dan Păsat orele dinaintea votului. Nervozitatea i-a crescut vizibil când a văzut că e ignorat de colegii de partid. Mai mult, de la tribună, părea că a și fost arestat. Nu trebuie să existe niciun fel de obstacol în calea justiției care să decidă vinovăția sau nevinovăția unui om. Indiferent dacă acesta este ministru, dacă este deputat. Liberalii, socialdemocrații și conservatorii au refuzat să voteze și au lăsat puterea să-și asume rezultatul final. O strategie care i-a adus din nou pe deputați în pragul insultelor. Vă urăm să vă arestați bine între dumneavoastră și în România va fi bine când vă veți aresta singur pe toți. Sătuli de minciunile domnului Buda, de fiecare dată, care vine aici și ne povestește câte în lună și câte în stele, îi aduc aminte că, vă aduc aminte, domnule deputat, că poate cine știe, mai uitați din când în când, amnezia se tratează. Amnezia se tratează, prostia însă nu. Chiar în timpul votului, Păsat a încercat să-i convingă pe cei puțini care au avut chef să-l asculte că e nevinovat. Tenacitatea pare să-i fi folosit. Verdictul s-a aflat pe hol mult înaintea anunțului oficial. 34. Da, sunt. Da. 116 pentru, da? A fost respinsă, da? Da. Păsat a răsuflat ușurat și a vorbit puțin. Imunitatea parlamentară nu înseamnă că nu pot fi judecat într-o instanță din România și condamnat sau achitat. Dan Păsat este acuzat de șantaj pentru că l-ar fi amenințat pe un patron de firmă de construcții din Giurgiu să-i cedeze contractele câștigate cu primăria. La dosar, totul este probat cu înregistrări ambientale realizate de părțile vătămate. Acum procurorii mai pot cere din nou arestarea doar dacă găsesc noi probe.